Creatori populari din România și Bulgaria au venit în cetatea Băniei pentru a oferi veritabile nestemate ale folclorului autentic. Festivalul are loc în cadrul proiectului Valorificarea culturii autentice pentru turismul transfrontalier, derulat de Asociația Transfrontalieră Equilibrium Environment. Proiectul are drept scop dezvoltarea turismului în această zonă prin valorificarea tradițiilor populare. Ansambluri și interpreți din Dolj, Montana și Vidin au evoluat aseară pe scena Cercului Militar Craiova. Mârgului din sunetul frâului, frâulețul de mătase împletit de taica în șase. Dintre apătul mârgului din sunetul frâului, frâulețul de mătase împletit de taica în șase. La această oră, pe scena Cercului Militar, se desfășoară a doua seară a festivalului.